Directorul clubului Dâmbovițean este încrezător atât în echipa de băieți care va debuta sâmbătă de la ora 10 cu CSU Pitești în sala sporturilor din Târgoviște, cât și în cea feminină care va juca o zi mai târziu cu formația din Piatra Neamț. În noua echipa Valahiei au apărut multe nume noi, iar opinia generală este că în noua stagiune rezultatele vor fi net superioare celor obținute în campionatul 2009-2010. Domnule profesor, din informațiile pe care le deținem la momentul ăsta, se pare că echipa de băieți este net superioară celei de anul trecut, așa am înțeles că aveți o echipă foarte puternică anul ăsta și s-ar putea să avem surprize din partea Valahiei. Sigur că da, avem și un regim de pregătire cu două antrenamente pe zi. Beneficiez de sprijinul profesorului Marin Sorin. Avem niște proiecte foarte bune și pentru juniori, probabil că vom înscrie și o echipă de juniori 2. Ca să nu mai întâmpinăm greutățile din anii trecuți, din experiența anilor trecuți, în care practic trebuia să cerșim jucători din, la niște cluburi care totuși nu cred că ajungeam la o înțelegere. De asemenea, l-avem pe domnul Cristea Dumitru, care este delegatul echipei și totodată și dânsul este profesor. Și zic eu că această echipă ne poate duce spre înaltă performanță.